Un fermier avea două tractoare identice, să le spunem tractorul A și tractorul B. Ele aveau puterea de 60 de cai putere. După ce le-a folosit câtva timp, motorul tractorului A a cedat. Un atelier mecanic i-a propus să pună un motor nou, mult mai performant și mai puternic, de 100 de cai putere și mult mai ușor. Fermierul a acceptat și când s-a prezentat la atelier ca să ia tractorul, cei de acolo i-au spus că, schimbând în afară de motor și alte lucruri legate de transmisie și altele, greutatea tractorului s-a redus cu vreo 300 de kilograme. După ce a adus tractorul de la atelier, fermierul a pus doi tractoriști să lege cele două tractoare cu un cablu foarte solid, spate la spate, și să încerce fiecare să-l tragă pe celălalt după el. Care tractor l-a tras pe celălalt după el? Bine v-am regăsit! Ideea care a dus la această întrebare pleacă de la o emisiune TV pe care am văzut-o cu mulți, foarte mulți ani în urmă. În acea emisiune, un reprezentant al României la un târg internațional povestea că România s-a prezentat acolo, printre altele, și cu un tractor. Americanii, de asemenea, aveau în standul lor un tractor, a cărui carte tehnică spunea că are mult mai mulți cai putere decât tractorul românesc. Și cel care vorbea în emisiunea televizată a povestit cam așa. Le-am propus americanilor să legăm tractorul nostru de al lor, spate la spate, și să vedem care îl poate trage pe celălalt. Ei au acceptat provocarea noastră și tractorul nostru a învins. Și atunci am râs de americani și am întrebat unde vă sunt caii putere. Nu știu cât de bine a râs cel care vorbea, dar cred că inginerii care erau acolo, fie români, fie americani, și-au auzit întrebarea, au râs și mai bine. Pentru că într-o astfel de confruntare, care vehicul învinge, n-are nicio legătură cu puterea motorului vehiculului. Dacă nu mă credeți, să ne gândim la un caz mai dramatic. Să zicem că avem un tractor vechi, mare și greu, cu un motor de vreo 50 de cai putere și un automobil Lamborghini, cu un motor de vreo 500 de cai putere, adică de vreo 10 ori mai puternic decât cel al tractorului. Și organizăm același tip de confruntare. Crede cineva că automobilul va trage tractorul după el? Nici vorbă. Sau presupuneți că avem un automobil cu un motor de vreo 100 de cai putere în loc de tractor, automobil care se găsește pe asfalt, în timp ce automobilul Lamborghini se găsește pe gheață. Cred că știți cu toții cine va învinge, nu? În astfel de confruntări, ceea ce contează este forța de tracțiune pe care o poate dezvolta vehiculul, iar aceasta este egală cu forța de frecare dintre roți, mă rog, dintre anvelope și suprafața pe care se găsește vehiculul. Iar forța de frecare este proporțională cu apăsarea, care în cazul acesta este greutatea vehiculului. Sigur, ea mai depinde și de alți factori, cum ar fi natura suprafeței pe care se găsește vehiculul sau tipul de anvelopă. Dar factorul cel mai important este greutatea vehiculului. Și oricât de puternic motor are un vehicul față de altul, dacă forța de frecare pe care o poate dezvolta cu roțile lui este mai mică decât a celuilalt, va fi învins, deoarece roțile lui se vor învârti pe loc, vor patina. Iar în cazul de la care pleacă întrebarea noastră, avem două tractoare care inițial fuseseră identice, ceea ce înseamnă că au același tip de roți, același tip de anvelope. Așa că forța de frecare depinde, în cazul nostru, numai de greutate. Ea nu are, așa cum am mai spus, nicio legătură cu puterea motorului. Concluzia și răspunsul corect, tractorul B, cel nemodificat, fiind mai greu, îl va trage după el pe tractorul cu motorul schimbat, deși acesta are un motor mai puternic.
Încă ceva, dacă tot am vorbit despre forța de tracțiune pe care o poate dezvolta un vehicul, unii cred că dacă motorul automobilului lor are, să zicem, 200 de cai putere, atunci pot trage după ei vreo 200 de cai care trag în partea cealaltă, așa pe autostradă, mergând spre mare. În realitate, dacă automobilul nu este foarte greu, nu va putea învinge nici 2 cai de tracțiune, nu-i va putea trage după el, dacă aceștia au o suprafață adecvată pe care să o împingă cu picioarele. Și ca să terminăm cu asta, dacă ceea ce v-am spus încă vi se pare greu de crezut și nu credeți că puterea nu contează, atunci gândiți-vă la o astfel de confruntare între un automobil de 500 de cai putere și un bolovan de 0 cai putere, dar mai greu decât automobilul. Bolovanul, pentru care 0 cai putere, nu poate să învingă, dar nici automobilul. După cum sper că ați observat, încerc să pun întrebări la care se poate găsi răspunsul cu minime cunoștințe de fizică sau matematică, iar uneori chiar fără astfel de cunoștințe, folosind doar logica. Așa este și în cazul întrebării de azi. Deși are legătură cu matematica, răspunsul poate fi găsit și de cei care nu mai au de mult nicio legătură cu aceasta. Diferența este aceea că cei care au pierdut legătura cu matematica s-ar putea să aibă nevoie, pe lângă logică, și de răbdare pentru a găsi răspunsul. Pe când cei obișnuiți cu matematica s-ar putea să găsească metode mai rapide. Deci, ca să găsiți răspunsul, trebuie să aveți odată logică și, în plus, fie să fiți perseverenți, fie să știți un pic de matematică. Evident, nu strică să aveți ambele calități, dar una ajunge pentru a putea găsi răspunsul. Avem un număr format din toate cifrele de la 1 la 9, scrise fiecare o singură dată, deci avem un număr din 9 cifre. Și acest număr scris cu 9 cifre are următoarea proprietate. Primele lui N cifre, scrise în ordinea din număr, nu oricum, pentru oricare N de la 1 la 9, formează un număr divizibil cu N. Explic imediat. Pentru cei care au uitat matematica învățată la școală, un număr este divizibil cu altul dacă prin împărțirea primului la al doilea obținem un număr întreg. Altfel spus, nu avem rest la împărțire, sau cum se mai spune uneori într-o exprimare aproximativă, se împarte exact. Deci numărul are următoarea proprietate. Primele lui 2 cifre formează un număr divizibil cu 2. Primele 3 cifre formează un număr divizibil cu 3. Primele 4 cifre formează un număr divizibil cu 4. Și așa mai departe, până la tot numărul, care fiind format din 9 cifre, este divizibil cu 9. N-am spus nimic despre numărul format din prima cifră, pentru că orice număr este divizibil cu 1. Dar putem adăuga, din motive perfecționiste, că numărul format din prima cifră este divizibil cu 1. Iar întrebarea este, evident, care este numărul care are această proprietate? După câte știu, acest număr este unic, deci cred că merită să încercați să-l găsiți. Sigur, IT-știi pot folosi programe care să găsească numărul în locul lor, dar credeți-mă, e mai distractiv să încercați să-l găsiți fără calculator. Succes pe săptămâna viitoare!